Duminică, în jurul orei 7 dimineața, un ofițer, 8 subofițeri, un autocamion și două motopompe din cadrul secției de pompieri turceni, sprijiniți de 15 voluntari din cadrul SVSU Bâlteni, o autospecială a serviciului privat pentru situații de urgență al exploatării miniere Peșteana și o autospecială încadrată cu 3 pompieri civili ai SPSU Minprest, Servi Roșia Jiu, au intervenit în comuna Bâlteni, sat Peșteana Jiu, pentru evacuarea apei din 10 gospodării, respectiv 8 case și 10 curți. Intervenția a durat aproximativ 6 ore și jumătate. Și un târgujean a apelat ieri la ajutorul pompierilor, astfel că un echipaj al detașamentului de pompieri Târgu Jiu cu un autocamion, două motopompe transportabile și 4 subofițeri au intervenit în municipiul Târgu Jiu, strada Ghiocelului, pentru evacuarea apei din gospodăria solicitantului. Ploile abundente căzute în ultimele zile au inundat și firma unui gorjan. Un echipaj al pompierilor din Târgu Jiu cu un autocamion, 3 motopompe transportabile și 4 subofițeri au intervenit timp de peste 3 ore pentru evacuarea apei dintr-un atelier de confecții tâmplărie cu geam termopan.